Franța este lovită de furtuni puternice și inundații. Aproximativ 1.000 de oameni din sud-estul teritoriului au fost evacuați din locuințe și peste 10.000 de gospodării au rămas fără electricitate. O autostradă frecvent circulată a fost închisă, iar serviciile feroviare au fost și ele oprite. Și Italia se confruntă în ultimele zile cu furia inundațiilor. Autoritățile au emis în regim de urgență cod roșu pentru mai multe râuri din nord-estul țării. Mai multe regiuni din Franța se află sub cod roșu din cauza ploilor torențiale și a inundațiilor din ultimele zile. Cea mai afectată este zona de sud a țării, unde puhoaile au produs pagube însemnate în doar câteva ore și au provocat pene îndelungi de curent. Peste 10.000 de locuințe sunt lipsite de electricitate. În același timp, mai multe localități sunt izolate din cauza puhoailor. De teama unor posibile probleme grave, autoritățile au dispus evacuarea de urgență a mai multor cartiere. Peste 1.000 de persoane au fost nevoite să-și lase în urmă casa și să fugă din calea puhoaielor. Potrivit Agenției de Meteorologie Meteo France, în unele zone, Ardeș și Lozère din sudul țării au căzut 700 de milimetri de ploaie în 48 de ore. Meteo France a plasat astfel 6 regiuni situate la sud de Lyon sub cod roșu de inundații. Ele au fost ulterior retrogradate la cod portocaliu. Premierul francez Michel Barnier a indicat că atât pompierii cât și alte echipe de salvare au fost mobilizați în aproximativ 2300 de operațiuni, dintre care unele de salvare în mai multe părți ale țării. Inundațiile au blocat autostrada principală între orașele Lyon și Saint-Étienne, care a și rămas de altfel închisă. Operatorul național de căi ferate, SNCF, a oprit și el mai multe trenuri regionale între cele două orașe, pentru că șinele sunt impracticabile. Serviciile feroviare locale vor mai rămâne însă blocate pentru câteva zile. Și Italia se confruntă în ultimele zile cu furia inundațiilor. Autoritățile au emis în regim de urgență cod roșu pentru mai multe râuri din nord-estul țării, zonă deja afectată puternic. Doar în ultimele 24 de ore au fost raportate 350 de incidente, iar echipele de intervenție fac față cu greu numărului ridicat de solicitări. Cele mai afectate zone sunt Genoa și Liguria, unde viitura a măturat totul în cale. Zeci de gospodării au fost evacuate, în timp ce școlile și drumurile au fost închise. Autoritățile din Italia au avertizat populația să rămână vigilentă și să evite deplasarea dacă nu este necesară, mai ales că vremea nu dă semne că s-ar îmbunătăți nici pe parcursul weekendului.